Spitalul Județean Bistrița este unul modernizat. Acesta are uși și pereți care se dezinfectează singure. Directorii spitalului le-au adus din Franța și vor să le cumpere cu bani de la Uniunea Europeană ca să nu se mai îmbolnăvească oamenii în saloanele din spitale din cauza bacteriilor. Tehnologia revoluționară a ajuns în premieră în țara noastră. În străinătate, materialele sunt deja folosite în unele spitale. Este vorba de elemente din plastic, plăci pentru uși sau pereți, mânere sau balustrade, care omoară bacteriile datorită unor substanțe cu care sunt impregnate. Sunt niște materiale care au o proprietate permanent bactericidă. Adică în compoziția lor au o substanță activă care permanent se elimină și neutralizează bacteriile. Pentru că sunt scumpe și statul nu are bani pentru așa ceva, directorii spitalului vor să apeleze la fonduri europene.